așteptăm, așteptăm finalizarea interviului. Haideți că putem începe, suntem în forum de ședință, chiar dacă unii colegi au ieșit pentru câteva minute. Bună dimineața, vă spun și eu. Înainte de începerea audierii doamnei Cristina Monica Anisie, candidat la funcția de ministru al educației și cercetării, dați-mi voie să vă propun păstrarea unui moment de reculegere de memoria victimelor de la Clubul Colectiv. Stimați colegi, avem audierea doamnei Cristina Monica Anisie, candidat la funcția de ministru al educației și cercetării. Vă rog, doamna Anisie, să vă prezentați cât se poate de succint programul de guvernare, CV-ul și tot ce considerați că trebuie să audă membrii acestor comisii. Mulțumesc! Bună dimineața, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor invitați. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi mă aflu în fața dumneavoastră și îmi prezint programul de guvernare și, în același timp, îmi voi face o scurtă prezentare pentru cei care încă nu mă cunosc. Sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național de Informatică Tudor Bianu din București. Sunt profesor cu peste 25 de ani pe chime în cadrul sistemului preuniversitar și pe tot parcursul meu am fost în în sistemul educațional. Am ocupat diverse funcții la nivel
de școală, la nivel de șef de catedră, mai apoi am fost inspector școlar general adjunct în cadrul inspectoratului școlar al municipiului București, am fost secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educației Naționale, am fost director la direcția Inspecție Școlară din cadrul Ministerului sau director general la Direcția Generală de Învățământ Preuniversitar, pentru ca mai apoi să îndeplinesc și funcția de secretar de stat pentru învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale. De asemenea, am fost și consilier în cadrul administrației prezidențiale, consilier pe educație. Indiferent de funcțiile pe care le-am ocupat, funcții administrative, nu am renunțat și nici în acest moment nu voi renunța niciodată să fiu profesor. Am mers zi de zi la școală și am fost alături de elevii mei. Consider că este foarte important ca atunci când deții o anumită funcție să cunoști sistemul din care faci parte, să cunoști problemele și să găsești numai prin parteneriat, prin consultare, să găsești soluții. Sunt convinsă că astăzi sute de elevi, de părinți, de bunici, mă privesc la televizor și mă încurajează, mă sprijină pentru ca în felul acesta să vin în fața dumneavoastră și să găsesc răspunsurile cele mai bune, soluțiile cele mai bune pentru sistemul de educație. În toată cariera mea am considerat și consider că noi profesorii nu suntem numai niște persoane care trebuie să le oferim tinerilor, numai să livrăm niște cunoștințe, pentru ca aceștia să-și realizeze competențele de care au nevoie. Am considerat întotdeauna că, de fapt, trebuie să construim oameni. Menirea unui profesor este de a construi oameni. Și dacă gândim în această paradigmă, în felul acesta, putem construi un stat, putem construi o educație adevărată. De aceea pot să spun că am insuflat întotdeauna încredere, speranță și nu în ultimul rând perspective. I-am învățat pe toți cei cu care am lucrat să aprecieze valoarea și să o respecte, să creadă în existența valorilor. De aceea vin cu respect în fața dumneavoastră, domnilor parlamentari, și mi-aș dori ca din mandatul meu comunicarea între noi să fie extrem de bună și pot să vă asigur că niciodată nu veți afla din presă despre măsurile pe care Ministerul Educației are de gând să le ia. Întotdeauna, și atunci când am fost secretar de stat, am pus bază pe ceea ce înseamnă, de fapt, consultare publică. Consultare cu sindicatele, consultare cu profesorii, consultare cu inspectoratele școlare, consultare cu toți cei care sunt interesați de educație. Dar sunt convinsă că relația dintre Ministerul Educației și Cercetării și toți membrii Parlamentului, toți membrii comisiilor de educație din Parlament, trebuie să ia decizii împreună pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru sistemul de educație. Este adevărat, sunt multe probleme în sistem, dar cu o consultare și cu perspective și încredere putem rezolva lucruri.
Acesta este crezul meu și vă invit să fiți alături de mine, dacă primesc votul dumneavoastră, să fiți alături de mine în acest demers de consultare. Cât privește obiectivele mele ca ministru la Ministerul Educației și Cercetării, reperele mandatului vor fi stabilitate, transparență și predictibilitate în sistem. Prin cum voi realiza aceste lucruri? Prin obiective măsurabile. Este un mandat scurt, dar mă voi asigura că se va realiza un cadru previzibil, transparent și stabil. Societatea românească și toți cei care se uită astăzi la noi consideră că este momentul și al stabilității. Se vorbește tot timpul de reformă. Reformă și iarăși reformă. Cred că și elevii, și părinții, și studenții sunt la acest moment sătui de acest cuvânt reformă. Trebuie stabilitate în sistem. Și acest lucru se poate realiza prin decizii transparente și luate prin consultare. Voi acorda întreaga mea atenție elevului, copilului de la școală și mai ales viitorului student, cel care se pregătește pentru viață, încă de la primele ore de predare și învățare. Problemele învățământului românesc se răsfrâng în primul și în primul rând asupra elevilor. În centrul atenției mele a stat întotdeauna elevul, chiar dacă au fost și voci care cândva m-au acuzat că dau prea multă atenție elevului. Copilul, de fapt, trebuie să fie preocuparea noastră principală, a tuturor celor care consideră că sunt educatori, învățători, profesori, pentru că fără acești copii, noi, de fapt, cadrele didactice, nu am existat. Cred că acest mesaj trebuie să meargă către elevul nostru. Trebuie să înțelegem cu toții că este important ca în centrul atenției noastre să stea elevul. De aceea, cred cu tărie în parteneriatul dintre sistemul de învățământ preuniversitar și cel universitar, pentru că formând caractere, formând oameni, formând tineri care să meargă din sistemul preuniversitar, care să meargă către sistemul universitar, și sistemul acesta universitar va realiza o întoarcere către sistemul preuniversitar prin cadre didactice bine pregătite și în felul acesta îi putem motiva pe absolvenții universităților să se întoarcă, să fie profesori și să slujească sistemul pe care tocmai cu câțiva ani în urmă l-a încheiat. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, în programul de guvernare pe care dumneavoastră l-aveți pus la dispoziție, am precizat că voi acorda un interes maxim problemelor de segregare școlară. Am fost și sunt un apărător al drepturilor tuturor copiilor, indiferent de mediul lor de proveniență, și de câte ori am avut ocazia, am gândit și adoptat un cadru legislativ care asigură echitatea în educație. Atât în ceea ce privește accesul egal la toate formele de învățământ, cât și în ceea ce privește calitatea educațională pentru toți copiii, fără niciun fel de discriminare generată fie de limbă maternă, de dizabilități, CES și așa mai departe.
În mandatul meu de secretar de stat la Ministerul Educației am adoptat un ordin privind aprobarea planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ din România. Din păcate, problemele semnalate atunci, care au condus la acel ordin de ministru, au rămas actuale și aș vrea să dau citire din raportul OECD din 2018, referitor la segregarea școlară. Fenomenele de segregare școlară au fost insuficient analizate, nu au făcut obiectul unor evaluări sistematice, iar cadrul juridic în vigoare a fost prea puțin folosit pentru implementarea unor măsuri consecvente privind desegregarea școlară. Vă reamintesc preocuparea mea constantă cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea lor rasială sau etnică. Dar ce facem că astăzi, în 2019, rămânem la același nivel din 2016 privind punerea în practică a directivei numărul 43 a Comisiei Europene. Discutăm la acest moment să se inițieze procedura de infringement asupra României. Poate nu toată lumea știe lucrul acesta, că această procedură, la momentul la care ne aflăm, poate să atragă o condamnare a curții de la Luxemburg. Ar fi în felul acesta o palmă gravă, o palmă morală gravă asupra României, asupra Ministerului și a Guvernului, care ar putea să atragă și sancțiuni financiare de ordinul zecilor de milioane de euro. De aceea, în programul meu de guvernare, am pus acest punct, considerând că este important să facem pași prin care să demonstrăm că România nu este atât de departe de împlinirea deziderată. O altă problemă de sistem o reprezintă abandonul școlar. În spațiul public se vorbește foarte des de abandon școlar și analfabetism funcțional. Sunt două lucruri extrem de grave, sunt lucruri care trebuie să realizăm, să fim conștienți că trebuie să găsim măsurile potrivite pentru a preveni și combate aceste fenomene și de aceea sunt convinsă că și participarea dumneavoastră alături de minister va fi una care va conduce la măsuri extrem de bune. Aspectul pe care trebuie să ne concentrăm în ceea ce privește rata de abandon școlar, cred că este important să gândim programe care să prevină astfel de fenomene. În anul 2016, am inițiat împreună cu Ministerul Dezvoltării de atunci, Ministerul Finanțelor, am inițiat programul Masa Caldă, așa cum este ea cunoscută denumirea respectivă, Masa Caldă în școli. Eu nu i-aș spune masă caldă neapărat, ci i-aș spune masa la școală. Am inițiat acel program pilot tocmai în ideea de a preveni abandonul școlar. Dacă în 2016 rata abandonului școlar a fost de 6,1 în unitățile acelea de învățământ pilot, s-a ajuns în anul școlar 2017-2018 la 1,3%. Deci iată că o măsură ca aceasta de prevenire a abandonului școlar este o măsură bună. Trebuie să luăm decizii împreună se vorbea mai devreme de o relație
este interministerială. Exact. Trebuie să punem umărul și Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, pentru ca în felul acesta să realizăm ceea ce este mai bine pentru cei care sunt obiectul abandonului școlar. De asemenea, o altă măsură ar putea fi decontarea integrală a transportului, consilierea la școală și, nu în ultimul rând, programul școală după școală. Aici trebuie dezvoltate programe de pregătire. În cadrul acestui program, școală după școală sau after school, cum mai este cunoscut în spațiul public. În ceea ce privește învățământul universitar, așa cum și în învățământul preuniversitar există probleme, sunt convinsă că și în sistemul universitar există. Cred că la acest moment învățământul universitar nu este aliniat suficient la piața forței de muncă. Numărul de absolvenți în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii este extrem de scăzut. Asta poate că este și din cauza participării scăzute și toată lumea vorbește de faptul că în universități nu mai vin cei mai buni copii ai noștri. Cei mai buni copii ai noștri aleg să studieze în universitățile din afară. Cred că dacă ne-am pune la masă învățământul preuniversitar și cel universitar și am găsit programele cele mai bune pentru a dezvolta sistemul de educație în sensul cerinței pieței muncii, cred că în felul acesta vom găsi și soluțiile pentru ca absolvenții de liceu să rămână în universitățile din România. Mă preocupă în felul acesta dezvoltarea programelor de studii universitare, licență, master sau doctorat, pentru a asigura în viitor și prezența unor cadre didactice bine pregătite. Pentru că s-a spus de atâtea ori că nu avem un plan cadru, nu avem programe, nu avem profesori bine pregătiți. Nu este adevărat. Avem cadre didactice bine pregătite, dar trebuie să fie pregătite și din punct de vedere nu numai științific, ci să fie pregătite și din punct de vedere pedagogic. De aceea susțin în programul meu de guvernare desfășurarea programelor de master didactic. Una dintre problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ universitar îl reprezintă finanțarea programelor de studiu. Și deși există autonomie universitară, universitățile își doresc și o autonomie financiară. Îmi doresc o întărire a dialogului interinstituțional și doresc să vă asigur că voi stimula performanța prin sprijinirea universităților care doresc în felul acesta să realizeze programe de studii care să fie competitive și în felul acesta să ajungem să recredibilizăm studiile doctorale și să dezvoltăm activități de cercetare prin implicarea specialiștilor din țară, dar mai ales din străinătate. Și nu în ultimul rând, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, să eliminăm cultura plagiatului și să creștem calitatea în educație.
Pentru domeniul cercetării, îmi propun ca încă din primele zile să verific care este stadiul viitorului ciclu de finanțare a proiectelor europene și de coeziune pentru perioada 2021-2027. Mă iertați, sunt foarte bolnavă. Cred că dacă ne vom pregăti temeinic și vom avea suficiente proiecte, avem șansa în felul acesta, ca și pe cercetare, să câștigăm proiecte de aproximativ 16 milioane de euro. Îmi doresc în acest context să realizăm un proiect de buget predictibil pentru cercetare. Toată lumea știe că ținta pe care România și-a propus-o a fost de 1% din PIB pentru cercetare pentru anul 2020. La momentul acesta este 0,17%. Dacă ar fi existat o creștere așa cum era prevăzută în anul 2016, la momentul acesta am fi ajuns la 0,7%. Dar această creștere nu s-a realizat, iar eu îmi propun să fac tot posibilul pentru ca în domeniul cercetării lucrurile să fie construite temeinic, predictibil și transparent. Să ajungem la ținta la care ne-am propus-o, dar într-un mod gradual și în urma unei analize, exact cum vă spuneam mai devreme, temeinice. Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor, în încheiere aș vrea să subliniez câteva măsuri care necesită o rezolvare urgentă la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. În primul rând, așa cum spuneam mai devreme, trebuie o pregătire a bugetului pentru anul 2020. În același timp, trebuie să realizăm un audit intern, un proces firesc, de altfel, și necesar în vederea predării primirii. Integrarea instituțională a activității de cercetare în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Deblocarea situațiilor de risc în ceea ce privește activitatea managerială din anumite inspectorate școlare, cum ar fi Dâmbovița, Arad sau Bacău, acolo unde delegările încetează. Soluționarea prin emiterea ordinelor de ministru pentru metodologia cu alocarea cifrelor de școlarizare pentru anul întâi de studiu pentru învățământul universitar. Și ajung acum la o măsură pe care o consider extrem de urgentă pentru a stimula calitatea actului educațional și anume la reducerea numărului imens de hârtii cu care este împovărat cadrul didactic și care în loc să se preocupe de ceea ce înseamnă pregătirea lecției pentru a se prezenta într-un mod onorabil în fața elevilor, se preocupă mai mult de ceea ce înseamnă construirea hârtiilor, pentru că fie le cere școala, fie le cere inspectoratul școlar, fie le cere ministerul sau ARACIP-ul. De aceea, imediat, voi
realiza o consultare cu cadrele didactice, cu partenerii sociali pentru debirocratizarea procesului și vă spun drept că din postura de director la Direcția de Inspecție Școlară din Ministerul Educației am observat faptul că atunci când inspectoratele școlare sau inspectorii din cadrul Ministerului Educației merg în inspecții, se îndreaptă mai mult către verificarea documentelor și nu se apleacă asupra verificării calității actului educațional. Cred că este momentul să dăm încredere colegilor noștri profesori că pot realiza un act educațional de calitate prin ceea ce, prin modul în care ei se prezintă în fața elevilor la clasă, nu prin completarea unor hârtii atât de importante pentru inspectorate sau minister. Operaționalizarea măsurilor pe care vi le-am enunțat mai devreme va fi realizată într-un mod, așa cum spuneam încă de la început, transparent, prin consultare cu dumneavoastră și cu toți partenerii educaționali, atât cu asociațiile de părinți, cât și cu studenții, cu elevii și, nu în ultimul rând, cu societatea civilă. În încheiere, subliniez un lucru definitoriu pentru mine, personal. Ca ministru al educației și cercetării, îmi doresc un mandat de succes, cu obiective profund naționale și profund europene, care să ofere elevilor șanse egale la educație. Într-o Românie educată, așa cum subliniază și obiectivul de mandat al președintelui României. Este misiunea mea, ca viitor membru al guvernului liberal Ludovic Orban, să creez premizele punerii în practică a viziunii și strategiei României educate. Îmi doresc un parteneriat, așa cum v-am spus încă de la început, real cu dumneavoastră, pentru a realiza ceea ce este mai bun în sistem. Întotdeauna, pentru mine, confruntarea de idei și colaborarea a condus la ceea ce este mai bun. Sunt un om de dialog și așteptarea mea de la dumneavoastră este ca parlamentari și specialiști în domeniu să dezvoltăm împreună un sistem de educație performant și o cercetare inovativă. Cariera mea este cea de profesor și la care nu voi renunța niciodată pentru că reprezintă menirea mea ca om. După mandatul de ministru, voi rămâne același profesor de limba și literatura română de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și sunt convinsă că mă voi achita cu competență și de plină echitate și integritate de ambele misiuni. Elevilor mei le spun întotdeauna înainte de un examen, când intrați în sală, dragii mei, să vă gândiți la un lucru. Eu știu, eu pot și voi reuși. Cred că astăzi și ei îmi transmit mie același lucru. Și eu cred că pot, că știu și voi reuși, dar numai în parteneriat cu dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, vă stau la dispoziție, stimați domn și doamne parlamentari, pentru eventualele întrebări. Vă mulțumesc!
Mulțumim, doamna ministru desemnat. Stimați colegi, s-au înscris la cuvânt 19 persoane. Eu o să vă propun două calupi. Primul calup de 10 persoane, al doilea calup de 9 persoane. S-au mai scris. Sunt 21, deci. Lista îl avem cu toată lumea. N-a circulat, mai sunt încă 3. Având în vedere prevederile regulamentului de funcționare și organizare a comisiilor reunite, aliniatul articolul 23, aliniatul 3, ne permite ca să-i dăm cuvântul doamnei deputat Turan, care poate să participe și în calitatea domniei sale de membru a comisiei și în calitatea domniei sale de membru sau posibil viitor membru al guvernului. Vă rugăm, doamna deputată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință, doamnă ministru desemnat, doamnelor și domnilor colegi din comisiile reunite pentru învățământ, stimați invitați. Sunt în fața dumneavoastră, alături de ministrul desemnat pentru portofoliul educației, într-o dublă calitate, ambele calități fiind deosebit de onorante. Am fost colega dumneavoastră mai bine de 3 ani de zile. Și în același timp am și onoarea să fiu vicepremier desemnat, având în coordonare și portofoliul educației. În acest moment trebuie să recunosc că mi-am dorit să ajung încă de acum 16 ani, de când am intrat în politica activă, nu pentru că sunt propusă pentru o funcție înaltă în statul român, ci pentru că mi-am dorit, de când am pășit în politică, să pot să am acces la decizia importantă și acolo unde pot să ajut, să mă implic cu toată forța. Timp de mai bine de 3 ani de zile am militat în mijlocul dumneavoastră pentru învățământ de calitate. Iar astăzi vreau să spun foarte scurt, pentru că știu că doamna Monica Anisie are, dincolo de această provocare de a primi un vot de susținere în comisiile reunite și ore la colegiul de prestigiu la care este profesoară și mi-aș dori să ajungă la ore, așa că după ce mai bine de trei ani de zile, în mijlocul dumneavoastră am militat pentru învățământ de calitate, astăzi vreau să vă asigur că voi susține cu toată forța mandatul de ministru pentru doamna Monica Anisie, ca o garanție pentru realizarea a câtorva proiecte naționale vitale pentru ceea ce înseamnă sprijinirea copilului pe parcursul educațional și creșterea calității învățământului în România. Iar aceste proiecte pe care, cu ajutorul dumneavoastră și cu sprijinul și implicarea totală a ministrului desemnat și a primului ministru, sunt legate de generalizarea programului de școală după școală, pentru ca toți copiii din România să poată să aibă accesul la o educație de calitate pe tot parcursul zilei. Generalizarea programului masă la școală ca o garanție pentru alimentație sănătoasă, sprijin real pentru performanță la școală pentru copiii din România, dezvoltarea învățământului în sistem dual pentru ca în România să avem cât mai mulți specialiști coordonați cu piața muncii din România, așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor de afaceri și întreprinzătorilor din România, consiliere școlară și siguranță în școală și masterat didactic pentru o bună pregătire a personalului didactic din școala românească. Nu sunt multe promisiuni, dar sunt proiecte vitale. Și așa cum am vorbit cu dumneavoastră și am urmărit mai bine de 3 ani de zile, fără să le putem concretiza din rațiuni politice, am convingerea că în mandatul acesta de ministru și al doamnei Anisie și în mandatul guvernului Orban vom putea odată să punem bazele demarării și funcționării lor, și în același timp
funcționarea lor cu atingerea deplină a tuturor copiilor din România, care, în baza Constituției, au dreptul la acces gratuit și de calitate în învățământ, lucru care, din nefericire, nu se întâmplă și zi de zi vedem cum un articol din Constituția României este încălcat și am în același timp convingerea că nu s-au făcut suficiente eforturi pentru a respecta această obligație a statului român. Vă mulțumesc și am încredere în performanța acestui mandat al doamnei Anisia. Mulțumim, doamna viceprim-ministru desemnat. Mărturisesc că nu am vrut să pun întrebări. Faptul că noastră sunteți aici ne onorează foarte mult. Și ar dori să încep cu prima întrebare și promit că nu mai pun alte întrebări ministrului desemnat. În anul 2010, Guvernul României, condus atunci de Emil Boc, a dat ordonanță de guvern 74, măsuri în domeniul educației. Legea de aprobare a fost în 2010-509, pe care domnul președinte Traian Băsescu a trimis-o la reexaminare. Care este în momentul de față? Noi avem la Senat de 8 ani de zile această cerere de reexaminare. Dacă ne puteți spune care este poziția guvernului dumneavoastră, admitem cererea de reexaminare sau o respingem? Vă rog un răspuns concret pe acest subiect. Mulțumesc. Nu doamna vicepremier, pentru doamna viceprim-ministru, pentru doamna ministru, că depinde de punctul de vedere a guvernului, doamna Trucan. Guvernul cere admiterea sau respingerea cererii de reexaminare pe legea 509 din 2010? Eu pot să vă spun că toate proiectele transmise Parlamentului din momentul preluării mandatului acestui guvern vor fi reevaluate din perspectiva avizelor transmise de către minister. Nu mai puteți aviza nimic, pentru că e la reexaminare, pare rău. Mi se pare absolut firesc să existe un punct de vedere al Guvernului și pe fiecare proiect existent în Parlament aveți garanția din partea Guvernului că vom transmite puncte de vedere. Noi ne așteptam că odată cu aducerea cercetării la Ministerul Educației să veniți cu acest subiect bine documentat, să ne spuneți admiteți cererea de respingere sau respingeți cererea de reexaminare sau respingeți. Să sperăm că marțea viitoare, unde vă invităm, dacă Guvernul va trece luni, și pe dumneavoastră și pe Premierul României în Comisiile Unite, să ne dați răspuns la această întrebare pe care o așteaptă cu deosebit interes cercetătorii. Trecem la... Mulțumim pentru precizări și prezență. Trecem la primul calup de întrebări. S-au mai adăugat încă doi colegi, deci o să fim 22 de... O să fiți 22 de parlamentari care adresează întrebări. În primul calup, doamna Andrunescu, domnul Moldovan, domnul Vlad, Viorel, doamna Pauliuc, doamna Gabrilă, doamna Cherecheș, domnul Pănescu, ca să nu se supere nimeni, doamna Mara Mareș, domnul Alexandrescu Vlad, doamna Șoțcan și domnul Mihnea Costoi. Celălalt, după răspunsurile doamnei ministru, vă rog, doamna Andronescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimată doamnă ministru desemnat, vă felicit pentru desemnare și vă urez succes într-un mandat care nu este deloc ușor. Și spun acest lucru pentru că aveți trei domenii distincte, toate trei extrem de importante, învățământul preuniversitar, învățământul superior și cercetarea științifică. Prima întrebare este cum rezolvați cele două domenii în care nu aveți experiență, respectiv învățământul superior și cercetarea științifică. Altă discuție pe care vreau să o fac cu dumneavoastră se leagă de numărul de ore din curriculum. În 2016 s-a aprobat curriculumul pentru gimnaziu și, din păcate, a crescut numărul de ore mult peste 30 de ore, ceea ce determină oboseală și o rejectare a activității față de școală. Între timp, Parlamentul a corectat aceste lucruri și acum avem o lege care stabilește în medie 20 de ore pentru primar, 25 în medie pentru gimnaziu și în medie 30 pentru liceu. Cum veți racorda curriculumul de la gimnaziu în aceste condiții prevăzute de lege? Aveți în minister proiecte antamate care însumează peste 3 proiecte din fonduri europene care însumează peste 300 de milioane de euro. Dintre acestea, trei mi se par că sunt absolut esențiale.
Unul se leagă de formarea profesorilor, este în desfășurare în acest moment de 46 de milioane de euro și care este absolut necesar pentru că din cele 215.000 de cadre didactice, circa 85.000 au făcut învățământ la distanță și fără îndoială necesită un proces de formare continuă în universități și cu oameni bine profesionalizați și în domeniul științific și fără îndoială în domeniul pedagogiei. Alte două proiecte încearcă să rezolve administrarea digitalizată a sistemului de învățământ preuniversitar și nu numai, și altul realizarea unei platforme digitale care să schimbe și predarea și învățarea, o platformă digitală care să cuprindă resurse educaționale deschise. Aceste două proiecte sunt la etapa de debut. Sigur că sunt foarte interesată să vă exprimați un punct de vedere dacă le veți continua sau nu, pentru că mi se par absolut esențiale pentru sistemul de învățământ. Masa caldă a fost introdusă, dacă nu greșesc eu, în 2010 de un ONG, Roma Education, și într-adevăr cred că masa caldă, masă la prânz, nu știu cum vreți să-i ziceți, n-are importanță, ea, dacă poate fi generalizată, este un lucru extrem de pozitiv. În legătură cu programele doctorale, eu n-aș fi de acord că ele sunt decredibilizate în toate universitățile. S-au decredibilizat în acele universități care n-au fost suficient de atente, care au intrat în derapaj cu aceste programe și de aceea n-aș vrea să aruncăm această anatemă asupra universităților care și-au ținut calea cea dreaptă și care au manifestat și manifestă în continuare exigență în raport cu programele doctorale. În legătură cu cercetarea științifică, este foarte bine să creștem bugetul și cred că vă veți bucura de susținerea noastră în Parlament, dar în același timp trebuie să vă spun că în 2016 s-a cheltuit 75% din bugetul alocat acelui an și ca urmare, în anii următori, bugetul alocat a avut drept referință cheltuiala din anul 2016. Sigur, cred că trebuie să corectăm. Vă asigur, prin numele meu, dar și al multora dintre colegii din comisiile de învățământ de la Camere și de la Senat, de colaborarea noastră și, sigur, în folosul sistemului național de învățământ. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna, domnul Sorin Moldova. Mulțumesc, domnule președinte! Doamna ministru, felicitări pentru nominalizare. Eu vreau să vă ridic problema așa numitei generații de sacrificiu, așa cum o numește lumea și poate pe bună dreptate o numește așa. Este vorba despre elevii de clasa a șaptea. Începând cu această generație, au fost introduse noile planuri cadru pentru gimnaziu, ceea ce a implicat și în mod firesc modificarea programelor de studiu și implicit a manualelor școlare. În acest moment există discipline la care acești elevi încă nu au manuale, deși a început anul școlar de opt săptămâni. Așa că aș avea pentru dumneavoastră două întrebări punctuale. 1. Cum vedeți rezolvarea situației după preluarea mandatului de ministru al educației și, de asemenea, ce măsuri propuneți concret pentru a evita repetarea situației pentru anul școlar 2020-2021, când această generație de elevi va fi în clasa 8-a, la finalul ciclului gimnazial și știm că așteaptă un examen. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat. Domnul deputat Sandiol. În primul rând, felicitări domnule de ministru. Mă bucur că vă revăd. Noi am lucrat foarte mult în perioada în care aveam o anumită relație în sistem. Am un număr de întrebări legate de sistemul de învățământ preuniversitar pe care îl cunoaște și îl cunosc foarte bine. O primă întrebare ar fi legată de ceea ce se numește politizarea învățământului la modul general, respectiv al sistemului de conducere din minister, din subsistem. Ați anunțat în programul de guvernare că doriți ca în 2020 să organizați concurs
te preocupa funcțiilor de director. Întrebare, de ce atâta grabă, atâta timp cât noi avem la sistem finalizare de concurs în 2020-2021, așa cum bine știți, și deci ar fi o suprapunere și ar avea pe discuție o tentă de politizare forțată. O a doua problemă pe care vreau să vă ridic este cea legată de, m-a interesat foarte mult care este poziția dumneavoastră în calitate de viitor ministru al Educației Naționale referitor la legea manualului. Cum vedeți rezolvarea problemei în sistem atât timp cât la ora actuală problema manualelor nu este rezolvată și mai ales acea problemă pe care vechea legea manualului încerca să o rezolve, adică manualelor pentru minorități, limbile minorităților. De asemenea, aș vrea să cunosc punctul noastră de vedere legată de o afirmație pe care colegul dumneavoastră Marian Ionuț-Situlei, candidat pe ministru la Ministerul Tineretului și Sportului, v-a ridicat-o, cea cu reducerea numărul de ore de pregătire generală din programul școlar, din programul din curriculum școlar, în favoarea orei de educație fizică. E o problemă care încercăm să o rezolvăm de foarte mult timp, dar nu am găsit soluții care să fie viabile. În legătură cu o a patra întrebare pe care și ultima trebuie să vă pun, este cea legată de așa numitul master didactic. Personal consider că este absolut necesar, dar el singur, izolat, introdus, forțat în formarea cadrului didactice, mi se pare neaverit, ceea ce înseamnă că, și sunt convins de acolo cu mine, este nevoie de o reformă fundamentală în sistem și nu căpeni. Și pe care de consecință, vă gândiți cumva ca pe perioada scurtă pe care aveți de un an, mai mult an, să propuneți o nouă lege a educației naționale? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, doamna deputat. Doamna senator Pauliuc, răspund. Doamna ministru desemnat, vorbim astăzi de un mandat limitat de aproximativ un an de zile, mandat pe care dumneavoastră astăzi vi-l asumați, însă de ani de zile vorbim de o problemă deosebit de importantă a sistemului educațional românesc și anume de rata mare a abandonului școlar timpuriu, ceea ce necesită, din punctul meu de vedere, cred eu, o analiză a cauzelor, dar și măsuri urgente. Doamna ministru desemnat, dacă puteți să ne spuneți astăzi care sunt măsurile pe care le aveți dumneavoastră în vedere pentru reducerea ratei de abandon școlar, astfel încât România să reducă decalajul față de alte state europene. Știm că, conform raportului de țară din 2019 privind România, elaborat de Comisia Europeană, persoanele care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ, acest raport a cunoscut semnificativ o creștere față de anul... Deci ne spun că abandonul cunoaște o creștere. Mulțumesc. Mulțumim, doamna deputată Taurina. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă profesor, candidat pentru un minister extrem de important și care se află în atenția tuturor. Vă dorim succes și chiar dacă vorbim de un an, acum multe din proiectele pe care le-ați lansat, fie la nivel de program de guvernare, care nu este al dumneavoastră, este al premierului și al vicepremierului, dumneavoastră aveți programul unui minister, ca să facem o clarificare conceptuală de termen folosiți. Deci, oricum, sunt multe lucruri care se vor lega și de continuitatea posibilă a unor proiecte. E de spus că veți gestiona un minister greu, un minister complex,
un minister față de care opinia publică are multe așteptări și multă nerăbdare. Și că de multe ori facem sau venim cu măsuri și cu strategii care încearcă să mulțumească diferite categorii, uitând că suntem profesioniști și că există pedagogi și că trebuie lucrurile așezate în temeiurile lor și științifice și pedagogice și educaționale. Asta ar fi ca o recomandare, pentru că e tendința să, știu, să fim asumați de presă, de ONG-uri, de asociații profesionale, dar trebuie uneori să spunem și lucrurile dureroase care sunt mai incomode. Întrebările mele, sau mai degrabă constatări și teme de dezbatere. O chestiune a fi deschis-o de altfel în comentariul doamnei deputat și vicepremier desemnat, doamna Raluca Turcan. Noi vom monitoriza cu multă atenție cum veți transla masa caldă și programul de after school. Cunoașteți, doamna deputat, că a fost un subiect obsedant pe care l-ați adus în atenția comisiei. Cred că doamna ministru știe câte legi sunt în învățământul primar și în învățământul obligatoriu și că, de fapt, costurile sunt foarte mari și vă dorim succes pentru că este spre binele copiilor. Deci este un subiect pe care l-ați asumat și pe care îl monitorizăm cu atenție. Doi, aștept să faceți câteva clarificări pe care nu le-am găsit în programul subținut legat de educația timpurie, care e o recomandare extrem de importantă din perspectiva Uniunii Europene și cu generalizarea grădiniței și dacă știți concret niște modificări legislative pe care noi le-am operat și care vor intra în sarcina executivului de a fi translate chiar din 2020. Și așteptăm să ne spuneți în ce fel sunt acestea. Încă o chestiune de reflecție este cea legată de mesele internaționale pe care le menționați ca fiind printre zonele deficitare ale sistemului. Cred că este bine să punem nuanțat problema, că tot ce înseamnă testare de tip PISA sau de tip internațional este explicabilă și prin clivajul dintre modul cum se predă și cum este conceput curriculumul la nivel de învățământ preuniversitar și ce se evaluează prin testele acelea. Vom putea vorbi de o criză sau de o valoare scăzută a prestației elevilor noștri, abia în momentul în care aducem aproape modul de predare, conținuturi, învățare, aspecte transdisciplinare și elementele de evaluare, așa cum sunt ele la nivel internațional. Și o întrebare la zona de intersecție politico-educațională. Colegul dumneavoastră desemnat pentru Ministerul de Finanțe a expus nenumărate preziziuni și opinii legate de necesitatea reducerilor personalului bugetar, estimând cifre că nu vor fi poate 400 de mii, că vor fi 200 de mii, 100 de mii sau că se desistează, ca să folosim un termen juridic și revin asupra ideii. Există o anticipare că și asupra Ministerului Educației, de multe ori încercat și de multe ori aflat sub ghilotina unor tăieri nedrepte, ar putea să vină o asemenea situație. Cum vă poziționați dumneavoastră și ca persoană implicat într-un guvern politic, dar și ca om de educație și tot ați menționat acest lucru, față de posibile tăieri, sunt ele corecte, vi se pare supradimensionat sistemul, iar dacă nu, cum veți reuși să convingeți finanțiștii că totuși educația este prioritară și nu putem pune formule de calcul acolo automat? Mulțumim, doamna deputat. Doamna deputat, chiar că și-l vezi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O afirmație pe care am auzit-o foarte mult în spațiul public în ultimii ani, venită atât din partea liderilor politici, cât și din partea celor care au fost la conducerea Ministerului Educației, este cea că dezvoltarea învățământului profesional este o prioritate. Dar pașii pe care i-am făcut ca societate în acest sens au fost foarte, foarte mărunți și insuficienți, astfel încât și acum trăim o lipsă de corelare între oferta școlară, oferta educațională și cererea de pe piața muncii. Mediul privat cere în permanență oameni pregătiți profesional în diferite calificări și pentru aceasta este important să se realizeze un învățământ profesional de calitate care să răspundă nevoilor de pe piața muncii. Acest învățământ profesional, din păcate, în acest moment este neatractiv pentru că nu a beneficiat de o promovare corespunzătoare în așa fel încât
mulți tineri din România să găsească în el o formă de a-și pune în valoare abilitățile pe care le au. Și de asemenea, părinții au o mentalitate greșită, mulți dintre ei, conform căreia acest tip de învățământ ar duce la îngrădirea unor posibilități de a crește profesional. Și eu sper din toată inima că, fiind un guvern liberal care sprijină inițiativa privată și dorește ca fiecare să-și găsească locul în societate și să fie inclus în societate, aștept măsuri concrete pentru a face învățământul profesional mai atractiv, pentru a promova intensiv acest tip de învățământ, pentru a crește numărul de consilieri în orientare școlară, astfel încât copiii deja din ciclu gimnazial să-și dea seama care este potențialul lor și pe ce linie să o apuce. Pentru că în acest fel eu cred că s-ar reduce și abandonul școlar. Din păcate, o măsură care a fost luată recent aduce un mare deserviciu dezvoltării învățământului profesional pe care ni l-am asumat cu toții, și anume măsura de a direcționa forțat elevii către acest tip de învățământ dacă nu obțin media de admitere 5 la evaluarea națională. Eu aș vrea să vă întreb, doamna ministru, dacă aveți în vedere măsuri concrete pentru a sprijini dezvoltarea învățământului profesional, în mod special a învățământului dual, și de asemenea care este opinia dumneavoastră cu privire la legislația actuală de organizare a evaluării naționale, astfel încât dacă doriți să păstrați sau nu această măsură, care, din păcate, face din învățământul profesional un lucru pe care copiii, bineînțeles, că nu și-l vor dori, pentru că vor considera că nu este pentru ei, că ei pot mai mult decât atât. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul senator Pănescu. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte! Doamnă ministru desemnat, toate întrebările mele sunt legate de chestiuni care apar în programul de guvernare. Astfel, există în programul de guvernare aserțiunea cu privire la asigurarea condițiilor pentru desfășurarea de alegeri corecte și imparțiale la nivelul conducerii universităților. Asemenea, aserțiunea strânge ceva rumoare în mediul academic. Întrebarea mea, ce implicare poate avea Ministerul în alegerea conducerilor universităților? Considerați că autonomia universitară nu mai funcționează în momentul de față? Cum veți acționa concret pentru a avea alegeri corecte și imparțiale? A doua întrebare. Apar în programul de guvernare, așa cum v-am mai spus astăzi, problema recredibilizării studiilor doctorale. Și vorbiți despre o demarare imediată în evaluarea școlilor doctorale pe baza metodologiei agreate de ARAS-CIS și CNR. Eu vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această metodologie, ce ar trebui să conțină, să vizeze, să se focalizeze pe școlile doctorale, pe programele doctorale, pe IOSUD-uri. De asemenea, o chestiune importantă se referă la orizontul de timp în care vedeți rezolvată această problemă. Spuneați că ați lucrat în Ministerul Educației, o ordonanță din 1996 fixează ca termen limită pentru evaluarea școlilor doctorale sfârșitul acestui an. Vedeți posibil un asemenea deznodământ? În fine, a treia întrebare și ultima, tot în programul de guvernare, notați inițierea unei evaluări a institutelor naționale de cercetare și dezvoltare. Nu este clar la ce se referă această evaluare, care va fi finalitatea. Vă mulțumesc. Mulțumim. Are cuvântul doamna deputat Mareș, vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru desemnat, știm foarte bine că în anii următori se vor pensiona mulți profesori din segmentul de vârstă 55-60 de ani. Așadar, vom duce o lipsă profundă de cadre didactice. Iar tinerii, din păcate, acum nu se înghesuiesc pe o carieră didactică. Spuneți-ne, vă rog, cum și ce veți face așa încât să atrageți tinerii înspre o carieră didactică. Vă mulțumesc. Mulțumim. Are cuvântul domnul senator Alexandrescu Vlad, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministru desemnată, am observat că acordul după sens împotriva gramaticii Academiei. Vă felicit pentru nominalizare. Ne știm mai de mult de pe vremea când erați inspector general adjunct la București. Știu că sunteți foarte sensibile ca și noi, USR, la drepturile elevilor și la reprezentarea elevilor în consiliile de administrație. Zilele trecute a avut loc un episod de interesant la Constanța, la liceul Traian, unde o elevă de 16 ani a publicat un tabel prin care se strângeau fonduri pentru un așa zis fond al școlii, care ajunsese la suma de 10.000 de euro. Un fond din care se plătea paza liceului, din banii elevilor și ai părinților, diverse atenții pentru profesori, așa zise serbări și așa mai departe. Fata a publicat acest tabel, a fost imediat chemată la direcție, a fost amenințată, a fost amenințată și de o parte din membrii asociației de părinți care strângeau acești bani. Vă întreb, veți apăra drepturile elevilor? Vă veți ridica împotriva corupției din sistem atunci când ea va fi semnalată de către elevi? Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule senator. Cuvântul doamna deputat Sostan. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări pentru doamna ministru desemnat. În programul de guvernare apare și evaluarea pe care dumneavoastră intenționați să o faceți privind impactul legii salarizării prin promovarea unor măsuri în ceea ce privește restabilirea unui echilibru între salariații de la stat și de la privat. O întrebare pentru dumneavoastră, doamna ministru, în condițiile în care de la nivelul guvernului, fie că e vorba de Ministerul de Finanțe sau chiar de la nivelul primului ministru, or să apară reduceri de venituri salariale pentru profesori, anulări de prime, sporuri, vouchere de vacanță, indemnizații de hrană, orice altceva, vreau să vă întreb care este atitudinea Ministrului Educației într-o asemenea situație. Aș dori, dacă se poate, un răspuns tranșant, da sau nu, scurt, exclus. Vă rog să deschideți microfonul. Mă iertați să intervin, dar pot să răspund în mod direct. Ca om al școlii, exclus. Exclus reduceri. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru întrebări. Mai am. Nu mulțumiți încă. Să sperăm că și la următoare răspundeți direct. În condițiile în care această decizie va veni de la Ministerul de Finanțe sau va fi o decizie la nivel guvernamental, ce va face Ministrul Educației Monica Anisia? Asta aș trebui de la noastră să-mi spuneți. O a doua întrebare. Ați enunțat ca o primă acțiune de urgență în mandatul scurt pe care noastră preconizați că o să-l aveți în fruntea Ministerului Educației, că veți acționa și că veți, toate acțiunile noastre urmează să conducă la reducerea birocratizării din sistem. Dați un orizont de timp colegilor mei profesori. Această debirocratizare va începe începând cu, și vă las pe dumneavoastră să puneți aici o dată. Ultima rugăminte pe care o am formulată ca o întrebare, în expunerea noastră ați vorbit de copil, de copil, de copil și foarte bine că ați făcut acest lucru. Aveți în vedere și o educație, o formare a adulților? Și dacă da, aș vrea să ne dați câteva detalii. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul
senator Costoiu și după aceea doamna Zbârnă. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vă felicit, stimată doamnă profesor, pentru această desemnare. Continui cumva mesajele transmise de colegi, dar insistând asupra câtorva lucruri. Universitățile se confruntă și în această perioadă cu o concurență acerbă în spațiul european al învățământului superior, din partea universităților europene și nu numai. Și aceste universități europene, ca să vorbesc doar de acestea, nu și de cele americane sau asiatice, beneficiază de o autonomie majoră în comparație cu autonomia de care beneficiază universitățile românești. Autonomie care este recunoscută prin Constituție ca atare. În acest context, relația dintre Ministerul Educației și Consiliul Național al Rectorilor a fost una constantă din 2012. În mod special am încercat să îmbunătățim această relație și a fost cu aproape toți miniștrii o relație foarte bună în această perioadă, consultări multiple. Întrebările sunt care va fi relația dumneavoastră a Ministeriatului ANISE cu această structură a Universității, Consiliul Național al Rectorilor și cum vedeți autonomia universitară în acest context. 2. Insist doar, domnul senator Pănescu a subliniat faptul că la finalul anului 2019 încetează acreditarea școlilor doctorale într-o decizie din 2016, nu comentez acum, am criticat-o la vremea respectivă profund greșită și modalitatea de adoptare și felul în care s-a decis, nu contează. Ce are de gând să facă Ministerul Educației? Suntem în, practic, noiembrie 2019, mai sunt două luni de zile. E inutil sau subliniez faptul că fără acreditare nu se poate vorbi de admitere în învățământul de studiile doctorale, scuzați-mă, și mai ales sau în mod special, pentru că admiterea este undeva în iunie, în mod special, în mod clar, însă nu se poate vorbi de finalizarea studiilor doctorale, nu se mai poate susține nici măcar o singură teză de doctorat în aceste condiții, în conformitate cu legea. Deci care este poziția noastră? 3. Ați vorbit despre Ministerul Cercetării, aș vrea să știu actualul Ministerul Cercetării, care va fi structura care va funcționa pentru activitatea de cercetare, care structura guvernamentală, structura administrativă, cum vedeți, relația, n-am înțeles din programul de guvernare, sau poate n-am găsit eu, îmi cer scuze, pe o parte. Pe de altă parte, ați vorbit de banii de la Ministerul Cercetării, de la organismul intermediar, nu sunt nici pe departe 16 milioane, cum a spus, sau dacă am înțeles eu bine cifra, sunt multe sute de milioane. Și întrebarea este, și sunt foarte multe proiecte care sunt evaluate internațional deja de câțiva ani de zile, care așteaptă a fi finanțate. Întrebarea este, ce aveți de gând să faceți? Pentru că vorbim de foarte multe proiecte în sprijinul cercetării românești, că venind de institute, de universități, de zona privată, este o așteptare foarte mare. 4. Ați vorbit în programul de guvernare, a vorbit și domnul prim-ministru desemnat, a vorbit și domnul președinte Iohannis chiar de curând într-o vizită chiar la universitatea noastră despre soldul universităților. Care este și ați subliniat faptul că vă doriți să deblocăm această situație și anume să ieșim din calculul din acest calcul al deficitului cu bugetele soldurile universităților, solduri realizate de universități prin munca cadrelor didactice. Și ultima întrebare, scuzați-mă, dar sunt lucruri punctuale la care aș fi dorit de răspuns, dacă se poate. Un mare număr de universități sunt în dificultate majoră din punct de vedere financiar. Sunt o dificultate majoră și ca urmare a necorelării numărului de studenți cu numărul de cadre didactice, sunt într-o cădere liberă și cu probleme legate de asigurarea calității, incluzând management absolut, multe semnale trase, o serie întreagă de reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic, în special marile universități, au solicitat închiderea acestor universități cu probleme. Care este opinia noastră și care va fi răspunsul Ministerului Educației în această solicitare? Cu privire la această solicitare. Vă mulțumesc și vă urez succes. Mulțumesc, ultima întrebare din zona de răspuns.
Doamna ministru desemnată, în primul rând vreau să vă spun că mă bucur pentru că la acest minister a fost desemnată o doamnă și mă bucur mult pentru acest lucru. O să fiu foarte scurtă în intervenția mea și v-aș aduce în prim plan învățământul tehnologic din învățământul preuniversitar. Învățământ care de-a lungul timpului a suportat tot felul de constrângeri prin faptul că, mă rog, pe care le cunoaștem. Nu le mai punctesc pentru că probabil le cunoaște și noi destul de bine. Rugămintea mea este să vă aplicați cu atenție asupra învățământului gimnazial, pentru că de acolo provin copiii care vin în învățământul profesional și tehnic și problemele acolo apar, în primul rând, de aceea acești copii nu reușesc să ia nota 5 atunci când sunt evaluați și degeaba ne străduim noi învățământul preuniversitar să-i aducem la nota 5, la 6, ca să poată promova examenul de bacalaureat, că nu reușim sub nicio formă. Ei nu știu să, sunt copii la clasa 10 care nu știu să scrie și să citească și nu știu tabla mulțirii. Și v-aș întreba aici dacă aveți în vedere promovarea vechiului tip de bacalaureat diferențiat. Tot legat de învățământul tehnologic, vă întreb dacă aveți care este poziția noastră în privința Autorității Naționale pentru Învățământ Dual, care are la acest moment peste 50 de angajați, înființată în urmă cu ceva vreme și care până la acest moment nu și-a făcut simțită prezența prin, mă rog, să crească numărul de clase de la învățământul dual și nici legătura dintre agentul economic și școală nu s-a reușit prin intermediul acestei autorități, având în vedere că agenții comerciali depind de camerele de comerț. O întrebare la care doresc răspuns, o altă întrebare, este poziția noastră privind ordonanța 114, în care se prevede creșterea salariilor cadrelor didactice începând cu 1 septembrie 2020 la salariul din 2022. Colegii noștri din sistem așteaptă acest lucru și de multe ori sunt întrebată de ce nu se întâmplă acest lucru mult mai devreme și dacă aveți de gând să păstrați tichetele de vacanță. Iar în ceea ce privește experiența noastră în organizarea examenelor pe director, cred că am învățat cu toții din greșelile trecutului și sper ca de această dată, pentru că văd că aveți în vedere organizarea acestor examene, aceste examene să cuprindă legislație școlară, pentru că în 2016 n-au avut deloc legislație școlară, lucru care s-a resimțit în sistem. Și întrebări de genul, măgarul întotdeauna are graj, potcoave, anașament, copite, coamă, din punctul meu de vedere nu-și găsesc locul într-un examen de director. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, doamna ministru desemnat, aveți ocazia să răspundeți succint la toate întrebările. Urmează al doilea calul de întrebări a colegilor pe care am menționat. Vă rog! O să le iau în ordine. Mulțumindu-vă pentru început, pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Încep cu întrebările doamnei ministru și senator Andronescu. Și anume, cum voi rezolva situația în care în 2016 a fost realizat un curriculum care a crescut numărul de ore și acum în Parlament s-a corectat cu scăderea numărului de ore și cum anume voi realiza punerea în practică. Vă pot răspunde că nu putem păstra la numărul de ore actual prevăzut de lege, nu putem păstra aceleași programe. Este de domeniul fantasticului. Sunt profesor, sunt un om care predă după noile programe și îmi dau seama că acest lucru nu poate fi realizat. De aceea voi realiza împreună cu cadrele didactice care doresc să se implice în revizuirea programelor școlare
o revizuire care să conducă în mod clar la o creștere a calității în educație prin reducerea, este clar că trebuie să reducem conținuturile din programe, pentru că altfel nu avem cum să punem în practică legea respectivă. În ceea ce privește proiectele pe fonduri europene, dacă le voi continua, este firesc să le continuăm. Sunt proiecte de sistem. Vorbim despre formarea cadrelor didactice. Nici nu se pune problema. Avem nevoie de profesori bine pregătiți și știu că dumneavoastră sunteți un susținător al cadrului didactic bine pregătit și în felul acest și eu la fel, și de aceea îmi doresc să continuăm aceste proiecte. Vorbim despre digitalizare. Este extrem de necesară. Dar să gândim digitalizarea aceasta în paradigma procesului instructiv educativ. Că de multe ori se vorbește despre digitalizare la modul general. Deci da, sunt pentru continuarea acestor proiecte. În ceea ce privește programele doctorale, într-adevăr, nu trebuie să aruncăm o anatemă asupra tuturor universităților. Ca și în sistemul preuniversitar și în mediul universitar sunt unități de învățământ sau universități care își fac treaba, care pregătesc în domeniul respectiv fie elevi, fie studenți. Deci nu putem să spunem că toate programele doctorale sunt proaste, ba din contră, eu sunt un susținător al unor programe care într-adevăr conduc la un act educațional performant. În ceea ce privește cercetarea științifică, da, aveți dreptate, doamnă ministru, așa este, în 2016 bugetul a fost preconizat cu creștere, dar în realitate nu s-au cheltuit banii necesari și de fiecare dată când se proiectează bugetul pentru anul următor, avem referință anul care a trecut. Dar trebuie să căutăm și cauze. De ce nu s-au cheltuit acei bani? Asta mi-aș propune pentru început, o analiză a modului în care se realizează proiectele de cercetare, a modului în care sunt cheltuiți banii de la buget, banii alocați. De fiecare dată suntem obișnuiți să ne plângem că educația nu are bani, dar de foarte multe ori, și așa cum și dumneavoastră știți și eu știu, de multe ori rămânem cu banii necheltuiți. În ceea ce privește întrebarea domnului Sorin Moldovan, domnului deputat Sorin Moldovan, și anume v-ați referit la generația de sacrificiu, elevii de clasa a șaptea, să știți că și eu sunt profesor de limba română la clasa a șaptea și am auzit din partea părinților de multe ori spunându-mi: doamna profesoară, să știți că acești copii ai noștri sunt copii sacrificați. Și i-am întrebat de ce. Pentru că întotdeauna în spațiu public se folosește această sintagmă. Dar concret i-am întrebat: dumneavoastră, de ce îi considerați pe acești copii sacrificați? Pentru că nu au manuale. Răspunsul acesta am încercat să îi conving pe oameni că nu este tocmai corect. Acești copii de clasa șaptea au profesori. Profesorul, dacă este bine pregătit, nu are nevoie neapărat de un manual. Dar elevul, părintele, are totuși nevoie de acest manual.
Și atunci noi, ca Minister al Educației, avem, suntem absolut convinși că trebuie să le oferim manualele de care au nevoie. La acest moment, într-adevăr, există o situație în care la 3 discipline nu există manuale școlare, și anume matematică, o disciplină foarte importantă, matematică, chimie și istorie. Aceste manuale încă nu au fost aprobate prin ordin de ministru, ele sunt gata, așteaptă doar ca viitorul ministru să semneze actul administrativ. Deci la momentul acesta este un blocaj de tip administrativ. Deci imediat ce voi ajunge la Ministerul Educației, voi încerca soluționarea acestei probleme. Pentru domnul Viorel Stan, domnul deputat Viorel Stan, m-ați întrebat referitor la politizarea sistemului de educație și întrebarea concretă a fost referitoare la concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct, de ce ne propunem să-l desfășurăm în anul 2020. Răspunsul este foarte simplu, domnul deputat. Vorbim despre predictibilitate, vorbim despre calitate și vorbim despre stabilitate. În anul 2020 sau în acest mandat, eu nu propun altceva decât să ne punem la masă și să construim o metodologie pentru realizarea acestui concurs, desfășurarea lui urmând a fi realizată probabil de următorul guvern, dar eu îmi doresc să organizăm, să realizăm metodologia pentru organizarea concursurilor de director, să o supun dezbaterii publice și să luăm deciziile împreună. De aceea apare această măsură în programul de guvernare. Referitor la reducerea numărului de ore pentru educație fizică și sport, dacă am înțeles eu bine, la aceasta făceați dumneavoastră referire. Educația fizică și creștere, că de-aia mă miram ce reducere. Mă gândeam la ce... Dacă s-a am înțeles acum, domnul deputat. Am înțeles întrebarea, mă scuzați. Eu nu pricepeam de ce trebuie să se reducă și ce să se reducă. Educația fizică și sportul, așa cum spunea și colegul meu mai devreme, este extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor noștri și am auzit mai devreme o doamnă parlamentar spunând că este chiar necesară creșterea numărului de ore la educație fizică și sport. Voi milita pentru păstrarea numărului de ore. 2 ore de educație fizică și sport este foarte bine să se, să se păstreze și să se realizeze într-un mod corect în sistemul de educație. Ba mai mult decât atât, aș propune ca acele ansambluri sportive, și asta o voi propune și în cadrul ministerului mă voi consulta cu specialiști din domeniu, acele ansambluri sportive ar trebui, ca activități extracurriculare, ar trebui să fie obligatorii. Chiar și acei copii care sunt scutiți de educație fizică și sport pot desfășura în cadrul acelor ore, pot desfășura activități opționale. Sigur că da, nu neapărat să facă cine știe ce exerciții. Referitor la masteratul didactic. Ați punctat foarte bine, domnule
deputat că nu se poate vorbi despre masterat didactic într-un mod izolat. Nu se poate vorbi. Ba, din contră, pentru implementarea lui ar trebui să schimbăm și legea. Ceea ce intră în orizontul meu de interes, de aceea l-am pus în planul de în programul de guvernare și este în planul meu de urgență maximă pentru a dezvolta programe de masterat didactic acolo unde universitățile pot dezvolta programe foarte bune. Soluția pe care aș vedea-o la momentul acesta este și adaptarea și finanțarea lui pentru toți profesori. Pentru doamna parlamentar Pauliuc, rata mare a abandonului școlar, cauze, păi întâi trebuie să căutăm cauzele și vom lua și măsurile. Unele dintre ele le-am precizat deja, vorbim despre masa la școală, decontarea integrală a transportului școlar, after school-ul și școala după școală. Sper că am fost destul de clar. Pentru doamna deputat Gavrilă, referitor la testările internaționale, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Și când eram secretar de stat și cred că și la o întâlnire cu inspectorii generali, la care cred că și dumneavoastră ați participat, am spus același lucru și susțin și în continuare același lucru. Nu putem să-i măsurăm pe copiii noștri după acele evaluări internaționale atâta timp cât ei nu primesc în sistemul nostru educațional actual aceeași transdisciplinaritate de care se tot vorbește și leg și de întrebarea pe care mi-a mai pus-o cineva în legătură cu modul în care se desfășoară evaluarea națională pentru cei care sunt în clasa a șapte. Referitor la previziunile pe care domnul Câțu, domnul ministru desemnat, le-a făcut referitor la reducerea numărului de angajați, ca om al școlii, ca om de educație, întotdeauna voi spune nu. Eu n-am auzit să fi spus domnul ministru desemnat acest lucru, dar în programul de guvernare eu nu am văzut așa ceva. Referitor la întrebarea doamnei deputat Cherecheș, învățământul profesional și învățământul dual reprezintă o prioritate în programul nostru de guvernare, iar în ceea ce privește promovarea acestuia, aș felicita membrii comisiei și pe toți parlamentarii pentru faptul că s-au gândit să promoveze învățământul profesional și prin ziua meseriilor, da? O zi pentru promovarea meseriilor. E foarte important pentru că informarea părinților și consilierea acestora în ceea ce privește modul în care se desfășoară programele în cadrul învățământului profesional sau învățământului dual, este consilierea este foarte importantă. Pentru că oamenii au o mentalitate greșită. Asta este adevărul. În ceea ce privește măsura trimiterii în mod obligatoriu a copiilor în învățământul profesional, a copiilor care nu obțin media de admitere 5, vă pot spune că sunt împotriva acestei măsuri și că voi reveni la legislația anterioară. Eu nu cred că există în cadrul Ministerului Educației vreun studiu la momentul
acesta care să conducă la o astfel de măsură. Nu putem, pe de o parte, să pedepsim copiii și, pe de altă parte, să fim demagoși și să spunem că vrem învățământ profesional sau învățământ dual de calitate, dar în același timp ducem acolo pe acești copii, da? Și transformăm învățământul profesional în batalionul disciplinar pentru ei. Pentru doamna ministru, vă rugăm condensați răspunsurile, da, pentru că mai este un set de 9 colegi care vor adresa întrebări. Mulțumim. Dacă cumva nu am acoperit până acum din întrebări, doamna Mareș, pensionarea profesorilor, într-adevăr, ducem acum lipsă de cadre didactice specializate pentru anumite discipline și de aceea una dintre priorități pentru mine este atragerea tinerilor către sistemul de educație. Și pentru aceasta voi iniția un parteneriat cu universitățile. De aceea vorbeam de o relație de interdependență între mediul universitar și cel preuniversitar, pentru că trebuie să realizăm cu predictibilitate și transparență un act educațional de calitate. Referitor la întrebarea domnului Vlad Alexander. Da, voi apăra întotdeauna drepturile copilului, drepturile elevilor și, după cum probabil se știe, am fost persoana care a contribuit alături de reprezentanții elevilor la realizarea statutului elevilor. Iar în ceea ce privește corupția, un nu hotărât. Voi fi împotriva tuturor acestor strângeri de fonduri sau cum vreți dumneavoastră să le numim. Și tuturor formelor de corupție din sistem. Referitor la întrebarea doamnei Șotcan, la prima v-am răspuns. Nu, rugămintea, îmi permit să vă întreb. Vă rog că și eu, da, v-am întrerupt, mă iertați. Da, vă rog. Da. Care va fi atitudinea ministrului educației Monica Arinția? Deci dacă se va întâmpla să există o decizie la nivel de guvern care să conducă la diminuarea veniturilor cadrelor didactice, ce va face în acel moment ministrul Monica Anisie? Unu, vă răspund, unu, nu va exista o astfel de măsură la nivelul guvernului Orban. Și doi, Monica Anisie promite că nu va exista o astfel de măsură, pentru că și eu sunt cadru didactic și mă voi lupta, așa cum m-am luptat întotdeauna și dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta, ca bugetul Ministerului Educației să fie unul care să țintească 6% din PIB. Asta apropo de ceea ce cândva, când eram secretar de stat, bugetul învățământului preuniversitar a fost cel mai mare în anul acela, să știți. Referitor la debirocratizare, începând imediat ce ajung la minister, imediat ce voi ajunge la Ministerul Educației, voi declanșa consultarea publică cu cadrele didactice și sindicatele și vă invit și pe dumneavoastră să fiți parteneri acestei consultări. Și în felul acesta, ca în anul școlar următor, să realizăm, să știți, de fapt, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți faptul că în 2016 am fost persoana care a redus numărul de comisii în cadrul învățământului preuniversitar. Din cele 24 de comisii au rămas 7 și acele 7 comisii nu au fost decât cele care erau prevăzute decât acelea care erau prevăzute de alte legi și erau în felul acesta obligatorii.
referitor la întrebările domnului senator Costoiu, autonomie universitară, respect autonomia universitară și sunt convinsă că voi avea un dialog foarte bun cu Consiliul Național al Rectorilor. Așa cum a spus și dumneavoastră, autonomia universitară de fapt este garantată prin Constituția României. Deci nu se pune problema să nu respect această autonomie universitară, dar mi-aș dori, pentru că știu durerea învățământului universitar, mi-aș dori și o autonomie financiară pentru universități. Și poate în felul acesta, domnule senator, construim împreună cu colegii din mediul universitar și cu Consiliul Național al Rectorilor, poate pentru prima dată și o autonomie financiară. Referitor la întrebarea cu școlile doctorale, în conformitate cu prevederile legale, școlile doctorale, într-adevăr, sunt acreditate până la finalul acestui, an. Soluția care se poate găsi la momentul acesta nu este alta decât prorogarea termenului, pentru că nu se poate face în două luni de zile ceea ce nu s-a făcut în atâta timp. Și aici poate că o vină o poartă și Aracisul. M-ați întrebat ce rol va avea Ministerul Cercetării în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Din punct de vedere administrativ, va fi un departament cu secretar de stat. Iertați-mă, partea Ministerului sau agenției? Partea Ministerului. Partea Ministerului, mulțumesc. Referitor la universitățile care se află în dificultăți și închiderea acestora, la celor cu probleme, cum ați precizat dumneavoastră, vom face o analiză profundă și în niciun caz nu se poate vorbi de închiderea acestor universități, ci cel mult restructurarea acestora. Această restructurare doar pentru a deveni eficient. Mai avem o întrebare cu Liana, blocarea banilor la cercetare, organismul intermediar. Cu? Vă spuneam de banii alocați pentru prin organismul intermediar, banii din programul de competitivitate. Sunt o listă mare de proiecte care așteaptă finanțate la Ministerul Cercetării. Aceste proiecte, multe dintre ele sunt în derulare. Prin urmare, cred că decizia cea mai bună va fi decizia asupra contractării. Dar trebuie în acest moment să realizăm o analiză a fiecărui proiect în parte pentru a vedea care sunt măsurile pe care le putem lua cât mai urgent. Da, eu am mai avut două întrebări. Eu te reamintesc că este vorba de alegerea conducerilor universităților, evaluarea instituțiilor de cercetare, soldurile universităților, ce a întrebat colegul meu. Da, am dat pagina, fiind carnețel, am dat pagina și nu am văzut, mă scuzați. Referitor la ceea ce probabil foarte multe universități au fost, sau reprezentanții acestora, au fost intrigați de faptul că în cadrul programului de guvernare am prevăzut faptul că Ministerul Educației se va preocupa de acea desfășurare corectă, în cadrul legal, a
alegerilor de rectă. Tot ceea ce pot să vă spun este faptul că eu întotdeauna am fost un om care respectă prevederile legale. De aceea, reprezentantul ministerului în cadrul desfășurării conform metodologiei, reprezentantul ministerului trebuie să se asigure că există acolo corectitudine și în felul acesta să creeze și premiza încrederii că noi toți susținem în felul acesta alegeri corecte și imparțiale. Ministerul Educației nu se implică. Ministerul Educației doar trimite un reprezentant pentru care are statut de observator, doar pentru a se asigura de cadrul legal, corect, imparțial. Mulțumesc! Mulțumesc și noi, doamna ministru semnat. Trecem la al doilea calup de întrebări și ultimul, în ordine, domnul senator Brățiu, domnul Anton Rădulescu, domnul Rădulescu, domnul Turcescu, domnul Sabo, domnul Rădulescu Dan, Biro, doamna Cristina Jurinski și doamna Iuri Jniți, mulțumesc, și doamna deputat Sarapati. Vă rog, domnul senator Bățiu. Scurt și la obiect. Bună ziua, stimată doamnă ministru desemnată, stimate colegii și stimați colegi. În primul rând mă bucur că această audiere nu este grăbită și chiar putem avea o discuție și o audiere așa cum ar trebui să fie. Și nu să-mi cer scuze, o să vă cer răbdare să răspundeți la toate întrebările pe care le am și eu și ceilalți colegi. Legat de partea de învățământ universitar, am câteva întrebări. Una, legată de o întârziere foarte mare a clasificării universităților și aș dori să știu punctul dumneavoastră de vedere atât legat de modul în care finalizăm acest lucru și în ce măsură clasificarea universităților va sta și la baza și va fi luată în considerare și la finanțarea acestor universități. Apoi, oarecum legat de acest lucru, probabil știți că anul trecut a fost un scandal destul de mare de modul în care ministerul a alocat locurile bugetate la universitățile mari, de unde s-au tăiat locuri și aș dori să cunoaștem punctul noastră de vedere legată de această alocare și de asemenea cum veți susține marile universități pentru a deveni competitive la nivel internațional, pentru că avem nevoie de cel puțin câteva universități care să poată să intre în competiție cu cele din alte țări europene sau chiar din lume pentru a aduce studenți buni sau chiar cadre didactice în România la aceste universități, proiecte și tot ce ține mai departe. Mă bucur de faptul că domnul Mihnea Costoiu a evidențiat ce cartof fierbinte v-a lăsat guvernele și ministerele conduse de PSD legate de evaluarea școlilor doctorale, care a fost prorogată de mai multe ori și de asta ne găsim acum în această situație în care nu avem evaluarea școlilor doctorale, dar există riscul că trebuie să fie 1990, doamnă. Ați spus 3 ani la guvernare, dacă îmi dați voi, nu v-am întrerupt când ați intervenit și știm foarte bine că ați prorogat cu votul majorității această evaluare și acum suntem în situația de a ori de a le acredita pe toate, ori de a face o evaluare destul de subiectivă și înainte, totuși vreau să cunosc punctul dumneavoastră de vedere pe această temă. Legat de învățământul preuniversitar, o primă problemă asupra care aș dori să cunosc punctul de vedere e legată de reducerea numărului de elevi alocat unui consilier școlar. Acum avem 800 de elevi și aș dori să știu dacă doriți să luați măsuri, fie prin scoaterea la concurs în unitățile școlare mari, care au capacitatea și un mare număr de elevi, fie prin externalizarea acestui serviciu pentru a reduce acest număr de elevi la alocați unui consilier școlar.
S-a pus în discuție și s-a adus în discuție reducerea numărului de ore pe săptămână și la noua programă care se conformeze punctual, aș dori să știu care punctul dumneavoastră de vedere pe legat de orele de religie, dacă ar trebui sau nu reduse din această programă. Și o ultimă întrebare legată de învățământul preuniversitar, pentru că sunteți profesoară de limba și literatura română și știți ce important e să se învețe bine această limbă. E o întrebare din punctul de vedere al minorităților și nu mă refer doar la minoritățile din, care vorbesc la minoritatea maghiară, ci la toate minoritățile din România, posibilitatea de a învăța limba română conform unei metodologii diferențiate, de a avea manuale în acest sens. Aș dori să cunosc punctul noastră de vedere pe acest subiect. Și o ultimă întrebare legată de cercetare, dacă veți susține accesul centrelor de cercetare din universități la fondurile din programul Nucleu, care există acum doar pentru Institutele Naționale de Cercetare. Vă mulțumesc, aștept cu răbdare răspunsurile. Mulțumim și noi, domnul senator. Cu o mică precizare, ca președinte comisie la senat, vreau să fie clar, dumneavoastră a solicitat prelungirea termenului pentru autorizare. Nu este problemă, dar nu asta e problema. Avem un ministru și cred că acolo trebuie să ne întrebăm întrebările. În cadrul comisiei, cu siguranță, sunt în viitoare marți, vom dezbate în detaliu tot ce a spus doamna ministru și nu numai. Domnul deputat, domnul ministru Anton Răspuntu. Mulțumesc frumos. Doamna profesoară, doamna ministru desemnat, îmi permit să vă pun întrebări în numele a doi colegi, adică și a colegului Zisopol, pentru că și așa suntem prea mulți care punem întrebări. Am început cu un comentariu. Dacă se poate, în momentul în care vă referiți la tinerii de învățământ, să nu mai spuneți numai elevul, pentru că eu cred că sunt și studenți și tineri cercetători, dar e sigur, e o deformație profesională și poate că n-ar fi rău să încercați să o controlați. A doua chestiune. Sunt, insist, la modul de organizare a cercetării în cadrul Ministerului. Poate că totuși vă răzgândiți și faceți o agenție, o autoritate națională pentru cercetare, pentru că formula cu autoritatea națională pentru cercetare a funcționat mai bine decât formula cu Ministerul integrat, ca un fel de cenușereasă a Ministerului Educației. Și în fine, mi-ar face mare plăcere să spuneți două vorbe despre Strategia Națională de Cercetare, care se termină în anul ăsta, ca și școala doctorală, ca și problema cu școala doctorală, am terminat strategia și nu știm unde o să, către ce ne vom îndrepta. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul deputat, doresc să aveți cuvântul. Doamna ministru desemnat, eu vreau să vă mulțumesc pentru dorința exprimată de debirocratizarea activității cadrelor didactice, se impune așa ceva, sper să insistați în acest sens. Vreau să le mulțumesc și doamnelor deputat care v-au amintit de existența învățământului profesional, a învățământului profesional dual, pentru că în scurtul noastră expozeu inițial nu ați pomenit așa ceva și m-am temut că nu intră în sfera preocupărilor dumneavoastră. Aș vrea să formulez două întrebări. Din 2017, ca să folosesc exprimarea dumneavoastră până în prezent, Guvernarea Social-Democrată a promovat o serie de legi, măsuri, programe de sprijin material al elevilor și studenților, de natură extrem de diversă, de la gratuitate pe transportul CFR al studenților până la acordarea unei anumite cantități de miere elevilor. Care din aceste măsuri credeți dumneavoastră că sunt viabile și le veți păstra? Care din aceste măsuri le considerați ineficiente și le veți stopa, ca să spun așa? Și a doua întrebare, am tot auzit în ultima perioadă sintagma de guvernul meu, de la dumneavoastră am auzit sintagma de programul meu de guvernare. Întrebarea este, dacă în programul de guvernare în domeniul educației al guvernului pe care îl reprezentați, ați promovat o idee personală pe care o veți urmări cu celeritate și care este aceasta? Mulțumim, domnul deputat, ce scuze,
Bună ziua! Doamna ministru, aș dori să aflu de la dumneavoastră trei puncte de vedere foarte clare în legătură cu următoarele speți. 1. Cum veți încerca să rezolvați problema plagiatelor în învățământul postuniversitar? Deci mă refer la special la lucrările de doctorat. Eu am propus la un moment dat aici, pe scurt spun, un proiect de lege, din păcate nu a fost, n-a întrunit majoritatea voturilor în comisie, în care propuneam publicarea tuturor lucrărilor de doctorat din 1990 până în zilele noastre pe o platformă, așa fel încât ele să fie disponibile spre analiză publicului larg, jurnaliștilor, dar și cadrelor universitare, dar și procurorilor, la un moment dat, de ce nu. 2. Aș dori să știu un punct de vedere clar de la dumneavoastră în legătură cu celebra, cu ghilimele de rigoare, Academie pentru Științele Securității Naționale, o academie al cărui buget îl aprobăm deja de prea mulți ani, an de an, în această comisie. Și aș vrea să știu un punct de vedere al dumneavoastră în legătură cu, de asemenea, celebru Institut pentru Studiile Levantului. Dacă vi se pare oportună stipendierea în continuare a acestui institut și cât de oportună este menținerea lui în viață. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul deputat Sabodan, aveți cuvântul. Stimată doamnă ministru de semnat, dați-mi voi câteva chestiuni la care aș vrea, dacă mi-ați da un răspuns, și câteva idei pe care aș vrea să vi le sugerez. Deci pentru noi nu cred că este un lucru nou pentru dumneavoastră și colega dumneavoastră, doamna vicepremier de semnat. Învățământul va fi una dintre prioritățile de colaborare. Deci poate cea mai importantă prioritate de colaborare în perioada următoare se va lega de învățământ și tot ce înseamnă învățământ în nivelul minorităților naționale. Să vă dau un exemplu. Spuneați de generația copiilor care sunt în clasa a șaptea. Pot să vă spun că în învățământul în limbile minorităților naționale, acel sistem care a perpetuat cu privire la manuale școlare n-a ținut doar un an sau jumătate de an. Abia anul trecut, prin acea lege care a fost promovată de guvernul anterior, am reușit să avem 81 de manuale școlare, pentru că piața nu ne-a cotat. Acest stat nu ne poate lăsa învățământul în limbele minorităților la cheremul pieței. Și vă rog să aveți grijă foarte mult de acest lucru. Copiii mei au ajuns în clasa a 5-a și n-au avut pentru mai multe materii manuale în 5 ani de școală. Este o bătaie de joc. Pentru că a merge doar pe piață pentru învățământul în limbele minorităților naționale înseamnă a nu avea nici un manual. Nu că o să avem cândva, niciunul. Un manual de clasa, să spunem, pentru învățământul, să nu dau cel în limba maghiară, pentru învățământul în limba sârbă, de exemplu, a fost de 2500 de lei. Nimeni nu îl va oferta din piață. A trebuit intervenția statului ca acest manual să existe. Vă rog foarte mult ca în demersurile dumneavoastră să aveți un dialog corect, aveți specialiști în domeniul în minister, doamna secretar de stat și colegii dumneavoastră, care știu foarte bine și au gestionat anul trecut foarte bine această problemă. A doua chestiune foarte importantă, eu vă rog, lângă cele trei lucruri foarte clare le-a spus și pe care vă felicit dacă o să le puteți și ține de ceea ce înseamnă stabilitate, transparență, predictibilitate, să mai adăugați unul, deschidere. Pentru că problemele în ceea ce ne privește trebuie tratate cu deschidere, pentru că nu sunt probleme doar generale, ci sunt probleme speciale care se pot trata doar cu foarte mare deschidere și empatie pentru aceste chestiuni. Și acum o să intru în câteva chestiuni speciale. Problema internatelor școlare. Doamna ministru, nu există o finanțare pentru internatele școlare corectă.
Noi avem o finanțare pentru, nu doar pentru internatele școlare ale învățământului în limba minorităților naționale, ci în general pentru internatele școlare. Eu cred că acest lucru trebuie avut în vedere cel puțin pentru construcția anului școlar următor. Apoi, într-o serie de comunități, dacă o să realizați o analiză a microbuzelor școlare, o să vedeți că microbuzele școlare nu mai fac față. Avem nevoie de autobuze școlare. În județul în care am fost ales ca și deputat, avem școli unde microbuzul școlar începe să aducă copiii începând de la ora 6-6 jumate. Pentru că trebuie să facă atâtea curse în cadrul unității administrative teritoriale respective. Și nu pot să aglomerez mai mulți copii decât locurile respective și atunci se aduce cu tura. Trebuie găsit o soluție pentru a nu avea doar proiecte de microbuze, ci proiecte de autobuze școlare. A doua chestiune importantă, și aici a fost consens în comisiile noastre și mulțumesc și colegilor senatori, în ceea ce privește educația timpurie. Importanța educației timpurii, să vedem dacă putem aduce ca începând de anul școlar următor, inițiativa a fost votată de colegii deputați în unanimitate, sper să fie asumat și de către senatori, ca finanțarea per capita pentru învățământul antepreșcolar să fie implementat începând din anul școlar următor. A fost votat această finanțare, dar a fost prorocată cu 2 ani. Hai să încercăm și să facem un efort de a-l introduce de anul viitor. O să aveți tot sprijinul nostru și cred al tuturor celor care se află în fața dumneavoastră, indiferent din ce partid suntem, pentru a susține 6% din PIB. A fost o propunere transparentă în comisiile de învățământ la legea bugetului, indiferent ce ordine mi s-au dat de la partid și din ce partid au venit aceste ordine, în Comisia de Educație au fost votate toate amendamentele pentru a da mesajul către Ministerul de Finanțe să crească finanțarea pentru până la 6%. Și atunci, mă bucur că sunt și colegii dumneavoastră, știm că domnul Păunic are, de prezent de față, are suflet, dar din cauza că nu are acest 6%, îl vedem mai rar. Și atunci ajutați-l să vedem mai des sufletul domnului Păunică, pentru că fără bani nici dânsul nu poate fi mai generos. Deci, o să aveți sprijinul nostru pe această chestiune. A treia chestiune, următoarea este problema de aplicare a legii. Dumneavoastră ați fost în minister în 2011, am văzut CV-ul dumneavoastră, aveți un CV impresionat pe zona de administrație a educației. Aș vrea să ajutați ca legea votată în 2011 să fie aplicată măcar în 2020. Avem instituții prevăzute pentru minorități în legea din 2011 care nici la 10 ani de la adoptarea legii nu au fost realizate aceste instituții sau organisme în cadrul instituțiilor dumneavoastră. Aș vrea dacă mi-ați da un răspuns cu privire la ce înțelegeți prin segregare și sper ca să nu vină răspunsul că acesta vine în contradicție cu drepturile noastre de a avea instituții proprii de limbă maternă, pentru că s-ar putea înțelege în diverse feluri și aș vrea o asumare clară a dumneavoastră. Segregare nu poate fi împotriva faptului de a avea instituții proprii garantate prin lege pentru învățământul limbilor minorității naționale. Și două chestiuni la final. Unul în ceea ce privește învățământul dual, tocmai că am lăudat unele chestiuni care s-au întâmplat în anii trecuți, o să vin și cu o critică. Autoritatea pentru formarea profesională în sistem în învățământul dual a fost preluat de la dumneavoastră și trecut în subordinea primului ministru. Noi, cel puțin eu, am votat împotrivă și mai mulți colegi din această comisie și cei care au trebuit să voteze au gândit altfel. Dacă aveți în vedere ca să aveți integral în subordinea dumneavoastră problematica învățământului, inclusiv a celui dual. Și în final,
Sper ca ceea ce a spus dumneavoastră în ceea ce privește programa școlară și anume scăderea, adică conținutului și toate celelalte, să fie de bun augur, pentru că este necesar. Toată lumea vorbește de supra-solicitarea elevilor, studenților, pedagogilor și acest lucru nu poate să se realizeze fără ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă doresc mult succes. Mulțumim, domnul deputat Rădulescu Dan, vă rugăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, două întrebări punctuale. Prima, cum veți operaționaliza programul România Educată, dat fiind că de câțiva ani s-a tot muncit la o strategie care nu are însă și un plan de aplicare? Și a doua întrebare, care este poziția dumneavoastră referitoare la faptul că profesorii sunt obligați să facă de serviciu pe școală, că fac până la urmă o meserie pentru care nu sunt pregătiți, aceea de pasnic? Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Biroz, vă mulțumesc. Doamna ministru, desemnat, o să fiu foarte scurt, că au fost atinse foarte multe subiecte de colegii mei, inclusiv cele referitoare la minorități, la minoritatea maghiară, de colegul meu, domnul Sabu. Și o să am o singură întrebare și observație. Eu cred că nu trebuie să desperie faptul dacă reducem orele și programa școlară, nu vor fi disponibilizări în sistem dacă avem voința politică și modificăm legea educației în sensul că forța de muncă disponibilizată să fie absorbită de programa școală după școală, care este cuprinsă tot în programul dumneavoastră sau în programul de guvernare. Întrebarea concretă și punctuală vine la legea învățământului, dacă aveți de gând să o implementați și la UMF Târgu Mureș această lege. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Doamna deputat Cristina Ionela Ierușniții. Da, mulțumesc, domnul președinte. Țin să o felicit pe doamna ministru desemnat, doamna Monica Anisie. Are o treabă grea de făcut la minister. Știm ce complex este ministerul și ce multe lucruri sunt de rezolvat, pentru că întotdeauna Ministerul Educației a fost cenușărea societății românești. Vorbim de acea lege din 2011 care încă nu este respectată, de acel 6% din PIB pe care ne dorim cu toții și nicio guvernare nu a reușit să aducă respectarea legii pe agenda publică. Și prin urmare, aș spune din acest punct de vedere și din prisma faptului că sunt cadru didactic tot în preuniversitar de peste 20 de ani la Bistrița, sunt deputat de Bistrița Năsăud, și cunosc foarte bine sistemul preuniversitar, aș zice că ar trebui să mai avem în vedere și următoarele aspecte: calitate, echitate în educație și depolitizare. Eu de când am intrat în Parlament, pentru că sunt la primul mandat și evident până în 2016, fiind membru SRN, n-am mai făcut politică înainte, Nu am vorbit decât despre acest 6% din PIB, de politizarea în educație, necesară de politizare din perspectiva cumulului de funcții la nivelul rectorilor. Și, da, nu mai mult de două mandate am avut inițiative legislative, au fost vot în unanimitate în această comisie. Iar pe de altă parte, tot vorbind de depolitizare, nicio funcție politică pentru directorii și directorii adjunți. E adevărat că în momentul de față avem parțial această modificare legislativă. Deci propun să revenim încet încet la legea inițială din 2011. Acum câteva întrebări, pentru că multe aspecte s-au discutat deja de către colegii mei. Voi avea niște întrebări punctuale. Aveți de gând să generalizați proiectul pilot pentru cele 50 de școli, un suport alimentar în școli, o masă la școală, pentru că acum știm că este parțial. După 3 ani de zile, tot la statut de proiect pilot a rămas, ceea ce este inadmisibil în guvernarea PSD-ALDE.
întrebarea numărul 2. Dacă aveți în vedere desfințarea Autorității Naționale pentru Formarea Inițială în Învățământul Profesional Dual, știm că este o clientelă politică acolo și n-am văzut niciun raport pe site-ul acestei autorități, s-au discutat deja de către alți colegi parlamentari, deci revin cu o întrebare clară, dacă aveți de gând să evitați suprapunerea competențelor instituționale. O altă întrebare este foarte aproape de sufletul meu, pentru că pe lângă depolitizare, învățământul profesional dual pe care l-am promovat și am susținut alături de colegii mei facilități fiscale pentru agenții economici, avem nevoie de educație pentru sănătate în școli, educație pentru sănătate sexuală, pentru informații legate de reproducere, pentru că știm foarte bine, copiii noștri au probleme fiziologice și în același timp de dezvoltare personală, psihosomatice și psihoemoționale. Luați în calcul o revenire la, printr-un ordin de ministru, educație pentru sănătate în școli, pentru că până în momentul de față acest opțional apare doar cu 10% acces pentru elevii noștri, pentru copiii noștri, iar educația sexuală în școli 7%. Vorbim despre un procent foarte mic de acces la aceste informații sigure, din surse sigure, pentru acești elevi și tineri, pentru că trebuie să ne reamintim cu toții că suntem pe locul întâi în Europa la mamele, adolescentele cu sarcini nedorite. Mame, adolescente, copii cu copii. Trebuie să facem un pas înainte, un progres, să luăm o decizie clară și să revenim cu soluții, nu doar cu strategii care rămân pe hârtie, apropo de birocratizare de care vorbeați și pentru care vă felicit. Prin urmare, eu propun să luați în calcul ori un ordin de ministru, pentru că el a mai existat, să știți. Odată la 4 ani, școala să-și asume acest opțional. În circuitul legislativ există și pe legea 119 din 2019, care privește educația non-formală. Deci, odată pe semestru să existe această educație pentru sănătate, sănătate sexuală în școli, în școală altfel și încă o dată în semestrul al doilea. Și a primit un aviz, un raport favorabil la Comisia de Muncă, recent. Eu mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes, este târziu, se pare că așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumim, avem două intervenții foarte scurte, dacă se poate, și un răspuns la fel de scurt din partea doamnei ministru de semnat, dar deja doamna deputat și-a făcut răspunsul și domnul Cristea la final de... Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru de semnat, tot în legătură cu orele de educație fizică, ați spus dumneavoastră că există, sigur, 2 ore de educație fizică și eu vreau să vă spun cum există aceste ore și care este discriminarea între elevi în funcție de clase. Ansamblu sportiv este o activitate care se desfășoară după orele de curs, da? Formațiune sportivă, această activitate presupune formarea de echipe pe specialități, handbal, volei, basket și așa mai departe, care reprezintă liceul respectiv, școala respectivă la campionate. Dar nu există în fiecare școală, decât acolo unde Consiliul de Administrație aprobă aceste ore pentru completarea normei didactice. Mai departe, învățământul primar are 2 ore de educație fizică, pe urmă clasele 5, 6, 7, 2 ore, clasa 8-a, 1 oră, ceea ce nu este în regulă, vă rog să aveți în vedere acest lucru. Clasa a 9-a, a 11-a, a 12-a are o singură oră, clasa a 10-a la liceele teoretice, 2 ore, deci clasa a 10-a, atât. Da? Liceele tehnologice, o singură oră, doar clasa care are profil de mediu are 2 ore. Eu vreau ca dumneavoastră să analizați foarte bine și eventual să promiteți că veți analiza și veți introduce 2 ore cel puțin
să nu mergem la 3-4 ore cum există în afară, în alte țări civilizate, 2 ore de educație fizică la toate clasele de elevi, fără discriminare, pentru că nu mai spun, ca să nu mai lungesc, rolul educației fizice pentru sănătate și pentru absolut tot ce se dezvoltă fizic, intelectual, psihic și așa mai departe. Nu mai întind aici, pentru că știe toată lumea rolul mișcării coordonate, nu orice mișcare, mișcare coordonată din școli. Mulțumesc, doamna deputat, domnul deputat. Foarte scurt. Încet, domnule președinte, mulțumesc, doamna ministru. Eu să continui ideea colegii noastre și o să prezint o situație. Ministerul Educației Naționale are în subordine structuri sportive, ca cluburile sportive școlare și liceele cu program sportiv, la fel Federația Sportului Școlar și Universitar. Anual sunt campionate europene școlare și universitare, campionate mondiale universitare și universiada. În anul 2018, la 31 decembrie, în sistem se aflau 3,3 milioane de elevi, iar în activitatea sportivă se regăseau doar 12.531 de sportivi. La nivel de studenți aveam în sistem 540.000 de studenți și doar 1.091 de tineri, studenți care practicau un sport. Ținând cont de faptul că educația și școlile în general sunt baza piramidei sportului de performanță, cred că avem o problemă pe care va trebui să găsim o soluție. Pe lângă acest fapt, Organizația Mondială a Sănătății, așa cum a spus și colegul mai înainte, a demonstrat în urma unui studiu că un dolar investit în sport înseamnă 3,75 dolari economii la tratarea bolilor. Pe hotărâre de guvern sau ordine de ministru, nu mai știu data, acum câțiva ani, s-a hotărât ca în fiecare unitate de învățământ să existe o asociație sportivă școlară. Nu știu, sunt, nu sunt, ele sunt invizibile, nu le vedem ca și activitate în sistem, nu le-am văzut niciodată. Cum veți dezvolta și susține acest domeniu al sportului, școlar și universitar, să aducem cât mai mulți tineri pe terenurile sau în sălile de sport? Care vor fi acțiunile noastre și măsurile? Mulțumesc, doamna ministru, desemnat. Două, trei răspunsuri, restul le așteptăm în scris. Vă asigur că vom face din partea comisiilor reunite o adresă cu toate întrebările colegilor noștri la care să ne răspundeți în scris, pentru că suntem cu ora puțin înaintată. Foarte scurt, vă rugăm. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Referitor la întrebările domnului Goțiu, domnului parlamentar Goțiu, am avut un elev pe care îl chema Goțiu și de aceea mă scuzați, așa se întâmplă. Și mie toată lumea îmi spune Anisie în loc de Anisie, deci accentul contează, nu contează până la urmă, suntem aceleași persoane. Standardele de calitate, vorbeam despre învățământul universitar, întârzierea clasificării universităților. Se poate spune că ierarhizarea programelor de studiu și apoi clasificarea lor ar trebui să fie măsura pe care noi o vom lua și nu că ar trebui o luăm, pentru că trebuie să lansăm în dezbatere publică această ierarhizare a programelor și să vorbim despre clasificarea universităților în mod real și să realizăm împreună, prin dezbatere, da, confruntarea de idei, de care vorbeam mai devreme, ar trebui să producă ceva bun. Pentru că recunosc că am mai fost într-un mandat în minister, eram secretar general adjunct pe vremea aceea, când s-a realizat prima ierarhie a universităților, a programelor și o clasificare a lor. Referitor la învățământul preuniversitar, dacă am în vedere reducerea numărului pentru consilieri școlari, am precizat încă din prezentarea mea că sunt foarte preocupată de consilierea școlară și orientarea profesională.
ori aceasta nu se poate realiza decât cu specialiști, cu specialiști care să își poată desfășura activitatea într-un mod corect. În momentul în care ai 1200 de elevi, cum se întâmplă și în cazul liceului la care lucrez, nu poți avea, nu poți realiza o consiliere și orientare școlară de calitate. Referitor la cercetare, domnul deputat Anton Anton a ridicat problema realizării unei autorități sau agenții în cadrul Ministerului referitoare la actualul Minister al Cercetării. Doamna ministru, mulțumim, concluzionați 30 de secunde ca să putem trece la vot. Am înțeles. Am vrut să răspund punctual, domnule președinte, pentru că am considerat că este vorba de respect pentru dumneavoastră și atunci când mi-ați adresat o întrebare, este bine să vă și răspund, dar aștept întrebările dumneavoastră în scris și voi răspunde punctual. Doamna ministru, îmi cer scuze, doar un singur lucru. Eu înțeleg pe domnul președinte că se grăbește. Noi chiar vrem să auzim răspunsuri la câteva chestiuni pe care le-am pus. Domnul președinte, dacă se grăbește, are tot dreptul. Noi vrem să auzim, nu de aceea am pus întrebările, ca să nu știu înainte de vot ce veți spune la întrebări. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Doamna ministru, iar eu aștept clar întrebările pe care vi le-am adus. Corect, doamna ministru, atunci pe puncte, nu pe punctual, puncte, nu, că punctual pe, este cu totul și tot altceva, pe puncte să răspunzi la întrebări. Mulțumesc. Pe scurt, pentru domnul Turcescu, răspunsul este foarte clar. 1. Toleranță zero pentru plagiat și 2. Susțin registrul acesta pentru că trebuie să realizăm încredere în rândul populației că tot ceea ce se întâmplă în sistemul educațional este de calitate. Deci aici răspunsul este foarte clar. Referitor la întrebarea dumneavoastră... Mai aveți, iertați-mă, ASSN-ul, Academia pentru Științele Securității Naționale, vreau un răspuns scurt, da, și Levantul, vă rog. Da. Vom analiza și vom decide care este oportunitatea acestor academiei și a institutului. Să vedem din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al calității, cum anume, ce decizii putem lua în sensul acesta și în felul acesta vă invit și pe dumneavoastră să colaborăm și să luăm decizia care este cea mai bună. În legătură cu manualele școlare pentru minorități. Așa cum ați precizat și dumneavoastră, anul trecut au fost publicate 81 de manuale în limbile minorităților naționale. Am fost în minister, știu care este toată procedura. Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, că nimeni nu ar oferta dacă ar fi lăsate pe piața liberă. Trebuie să găsim soluția cea mai bună. Tot ceea ce este, eu sunt de principiul că tot ceea ce este bun și ceea ce a condus la un exemplu de bună practică trebuie menținut. Iar aici, când este vorba de copii, când este vorba de dezvoltarea unui învățământ de calitate și în limbile minorităților naționale, veți avea în mine un partener. Doamna ministru, și eu aștept răspunsul, vă rog frumos. Cum operaționalizăm România educată? Da? Aceasta era întrebarea noastră. Și doar măsurile de sprijin material al elevilor, elevilor și studenților și care le mențineți? Prima întrebare. Și a doua, dacă aveți o idee personală în programul de guvernare în educație. Să știți că ideile personale sunt luate, poate. Toate sunt ideile personale, să știți. Nu, voiam să vă precizez încă de la început din prezentarea mea, am spus un lucru, că întotdeauna m-am consultat și am pus accent pe ceea ce înseamnă calitate. Prin urmare, în cadrul Comisiei de Educație din
Partidul Național Liberal sunt oameni foarte valoroși și acolo, împreună, ascultând și părerile acestora, am luat această decizie pentru a construi un program de guvernare predictibil și care să conducă la efecte benefice pentru sistemul de educație. Referitor la ce programe vom păstra, asta se va realiza numai în momentul în care vom realiza o analiză în acest sens. Nu se poate lua o decizie fără analiză. Cred că am răspuns în mare parte, domnule președinte, dacă sunt și alte... Una foarte importantă în ceea ce privește partea de segregare, pentru noi este foarte important, avea instituții proprii, știți foarte bine, este pentru noi un lucru extrem de important, și aplicarea legii 1, de care v-am spus că nici după 10 ani nu se aplică legea 1 la 1. Ați fost în minister când s-a aprobat. Vă mulțumesc. Așa cum precizați și dumneavoastră, în Ministerul Educației se află un reprezentant al dumneavoastră și anume un secretar de stat care se preocupă de implementarea tuturor aspectelor legale. Prin urmare, voi colabora cu dumneavoastră, voi vedea care sunt problemele importante care nu au adus un plus valoare până la momentul acesta. Vorbiți de aplicarea legii, păi ar fi trebuit să fie aplicată de toată lumea până acum. Vă mulțumesc! Mulțumim. Colegii care nu au primit răspuns, sunt convins că vor primi răspuns. Dacă sunteți mulțumiți, dacă nu sunteți mulțumiți, stimați colegi, puteți să mai puneți întrebări, să insistați? Da, eu aș revin cu întrebarea legată de generalizarea proiectului pilot, dacă luați în calcul. După 3 ani de zile, tot proiect pilot a rămas. Mulțumim. Un suport alimentar pentru... Foarte scurt, doamna ministru, ca să putem trece. Și educația pentru sănătate în școli, pentru reducerea abandonului școlar până la urmă. Corect. Asta am precizat încă de la început, că acest program a rămas la stadiul de proiect. Deci pilot. Prin urmare, eu îmi doresc extinderea acestui... De aceea l-am și inițiat. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim, doamna ministru. Desemnat, supun domnul senator, mai aveați ceva? Da. Într-o transparență și deschidere totală, ultimul cuvânt are domnul senator Guțiu, după care trece la vot. Mulțumesc. Mulțumesc că să aveți ultimul cuvânt, că numărați voturile pozitive. Din 7 întrebări am primit răspunsuri la 2. La una totuși vreau să primez răspunsul acum. Dacă vei susține accesul centrelor de cercetare din universități la fondurile din programul Nucleu. Răspunsul este foarte simplu. Da. Și mă scuzați că nu l-am dat până acum. Mă iertați. Mulțumim. Cu acestea fiind spuse, vă supun la vot un aviz favorabil pentru doamna Cristina Monica Nisie, candidată la funcția de ministru al Educației și Cercetării. Cine este pentru? Rog secretarii celor două comisii să numere. Ce pentru? Cine se abține? Cinci abțineri. Cine este împotrivă? Șase abțineri. Cine este împotrivă? Acestea fiind spus, aveți un aviz favorabil. Mult succes, doamna ministru. Mulțumesc mult pentru răbdare, colegi și colegi.